nostru. Da. Deci, îmi sfințesc trupul prin Euharistie. Îi dau cinstea castității cuvenite, pentru că el are pornirile biologice prin puterea tainei căsătoriei. Și ne spune Apostolul Pavel, bine este omul să căsătorească decât în foc să ardă. Îi dau puterea divină trupului prin puterea lucrătoare a Harului Duhului Sfânt prin punerea mâinilor, ceea ce înseamnă sacerdoțiu sau ce înseamnă ierarhia în biserică. Hirotonia diaconului, conform faptele apostolului, hirotonia preotului, conform Timotei epistola 1 și hirotonia episcopului, conform Timotei epistola 2, care vorbește de vrednicia episcopului. Și în felul acesta eu urc duhovnicește cu trupul omului pe ceea ce înseamnă ierarhizarea lucrării Duhului Sfânt în biserică. Dar mă duc de acum pe ierarhizarea lucrării Duhului Sfânt din fapte. Postitorii, oameni care se curățesc de patim și se subțiază la minte și la înțelepciune prin înfrânare. Pusnicii, cuvioșii, temătorii de Dumnezeu, creștinii practicanți, creștinii evlavioși, oamenii a căror trupuri într-o bună zi, prin săvârșirea din viață, nu mai putrezesc și devin cum sfinți. Deci, așa a apărut cultul sfinților. Deci, sfinții nu sunt niște zombi sau niște extraterestri apăruți de undeva și noi nu i-am mai văzut și nu știm. Nu, sunt semenii noștri care au reușit să facă voia lui Dumnezeu conform învățăturii Sfintei Scripturi. Și acum ajungem la punctul cheie, că pe urmă ne întoarcem înapoi și le luăm iar din Monte Naval și începem așa. De ce biserica creștină sau universalitatea creștină ortodoxă nu permite incinerarea unui mort? Și de ce uneori se permite incinerarea unui mort și de ce uneori este îngăduită incinerarea unui mort sau de ce uneori nu este condamnată de biserică incinerarea unui mort. Și avem multiple cauze. Cea din tâi cauză este cimitirul și oamenii au evoluat. Dacă la început puneai un singur om într-un singur loc în mormânt și puneai o cruce sau aveai doi și mai puneai o cruce alături, oamenii au înțeles necesitatea păstrării spațiului sacru de dormire a morților, că asta înseamnă chimitirion sau dormitor, locul de dormire a trupului până la chemarea lui Hristos. Deci oamenii au început să facă criptele nu pe orizontală, ci pe verticală. Și atunci ce s-a întâmplat? Au început să sape gropi mai adânci cu nivel și se pune primul mort mai jos, se pune al doilea mai sus, al treilea, iar când se termină și cripta este, cum spunem noi, a familiei, mormântul, se strâng o semintele respective, se prohodesc, se face slujba de dezlegare a lor și se pun la picioarele următorului mort care poate ocupa în continuare cripta din neam în neam și din generație în generație. Deci devine ca un apartament de familie, ca să spunem. Eu le spun la bunicile mele totdeauna, zic, aveți grijă, le-ați făcut pe toate pe pământ, nu uitați să rămâneți fără apartamentul cu geamul spre rai. Aveți grijă, că e foarte greu după ce ați murit cineva să se ocupe de treaba asta. Acum, cât din viață, să vă pregătiți lucrul acesta. Pentru că e o necesitate, nu e o rușine. E o datorie sacră a trupului de a-l îngriji pentru împărăția lui Dumnezeu. Pentru că el din pământ trebuie să iasă și să se ducă la cer, așa spune. Și când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, într-o clipeală de ochi vor învia la judecată, la glasul Arhanghelului și la trâmbița judecății. Morții se vor scula din morminte, nu din crematorii. Și acum explicăm încă un lucru important. În momentul în care eu am chipul și asemănarea lui Dumnezeu, templul Duhului Sfânt, incinerând trupurile pentru imaginea consumării de spațiu mai puțin sau păstrarea în acele mici borcanele, urne sau cum se cheamă ele, eu pot să desacralizez două lucruri. Eu nu știu dacă cineva este sub vreun blestem. Eu nu știu dacă cineva a ajuns la măsura sfințeniei și eu n-am distrus un trup care putea fi proslăvit, cum este trupul Sfintei Cuvioase Parascheva sau Ioan cel Nou la Suceava sau Filoftea de Argeș sau Grigore Capolitu sau Sfântul Ilie Lăcătușu sau alți sfinți care au moaște întregi. Și atunci automat tu faci un sacrilegiu. De aceea trupul se bagă în pământ, pentru că de ce? El se descompune în elementele din care a fost alcătuit. Noi toți suntem
pământ. Deci toți suntem alcătuiți din materia vizibilă. Și trebuie să ne întoarcem în ea exact ca și cum în sistemul de circulație a apei în natură găsim norii care beau apă din mare, vin și o aduc pe pământ desalinizată gratis, udă pământul, pământul o preia și o absorbe, ea din nou se evaporă sau una, o parte merge în apa freatică sau se duce în izvoare din care noi bem și ne hrănim sau ne adăpăm și o parte iarăși se întoarce din nou prin aburi și iarăși vine pe pământ și râurile iar se varsă mare și din mare iar se ia și vine pe pământ. Ei, același lucru trebuie să fie și în circuitul acesta chimic a ceea ce înseamnă trupul nostru personal în descompunerea aceasta biologică, ca așa spune, până ce te vei întoarce din pământul din care ai fost luat. Și atunci, în momentul în care eu pun adormitul în pământ, eu îi fac lui conectarea cu cerul, îi fac conectarea cu materia primordială din care a fost alcătuit. Și luând Dumnezeu din țărâna pământului, l-a alcătuit pe om și apoi a suflat asupra lui suflare de viață și s-a făcut Adam cel dintâi om cu suflet viu. Și mă întorc, trec peste patru regi acolo și mă întorc acum la Domnul Hristos, care răstignit pe cruce, a fost pus în mormânt și a înviat a treia zi după Scripturi. Pun o întrebare neghioabă, nici nu s-ar cădea să o pun, dar o pun așa pentru un ateu sau pentru un necredincios. Dacă trupul lui Hristos ar fi fost ars și incinerat, putea să învieze a treia zi? Întrebând de cele ce spun Scripturile. N-o pun în forma asta, că Dumnezeu, dacă vrea, chiar din cenușă putea să apară Hristos, dar putea să spună că este înălucă. Hristos vine și spune tocmai lucrul acesta, care ne arată că trupul are un rol esențial la înviere din punct de vedere al tainei învierii. Ce vă mirați? Nu știți că Duhul n-are carne și oase? Pipăiți-mă și vedeți că eu sunt. Și la un moment dat le spune, zice, vedeți semnele din semnul cuielor. Și ce îi spune lui Toma? Vino și atinge și fii credincios, nu necredincios. Ca să-i arate că este același trup, cel care a fost pus în mormânt. Adică el a primit calitățile divine și puternice prin care a putut să arate că învierea este un act fundamental realizabil. Dacă fiica lui Iair, care era moartă, Hristos n-ar fi prins-o de mână, s-o tragă, n-ar fi înviat. Fiul văduvei din Nain, n-ar fi înviat. Ne întoarcem la Lazar, cel de patru zile. Ce spun surorile? Doamne, eu zic să nu mai te chinui. El îi mor de patru zile, deja miroase. Gândiți-vă că e zona Ierusalimului, 50-60 de grade căldură, unde mortul nici nu se ține. Seara la Sfințitul Soarelui este depus. Cu unii spun, băi, că evreii îngroapă în prima zi. Ăsta este și motivația pentru care omul acolo se strică, miroase. Și atunci îi pune aromate, îl învelește în pânze, tocmai pentru a stopa descompunerea aceea cu miros hidos. Dacă ați avut vreodată ocazia... Eu am avut odată ocazia în viață să merg la un prieten, cu alt prieten, la înmormântare și atât de tare să miroase omul descompus, care pătimise niște boli din astea și se umflase și era clocotea, era ca o ciorbă fermentată, deci în sicriu era pus folie, ei cât s-a făcut prohodul ăla, atât de tare mirosea carnea respectivă a omului respectiv, încât am fost nevoit să ies afară și să mă spăl cu apă de la fântână, că mi s-a făcut rău până la starea de leșin. Deci atât de puternic e mirosul trupului. Ei, în Ierusalim, gândiți-vă la 50 de grade, nu la noi la 20, deci automat este îmbălsămat și pus în mormânt, astupat, tocmai pentru a se descompune și a nu mirosi. Ce îi spune Hristos? Dați piatra la o parte, Lazare, vino afară. Deci Dumnezeu poate face transformarea din moarte la viață, că El spune, tu duci la ființă, tu omori, tu ucizi, tu înviezi. Este puterea de rugăciune a Dumnezeu. Și atunci eu am nevoie de acest trup ca de un barometru al lucrării divine din om pe parcursul vieții lui. De ce mergem noi pe cultul învierii la crești? Pe taina învierii, nu vorbim cult, că aici nu vorbim de cult, de actul în sine, de credința în înviere. Ce-i facem noi mortului? Îl spălăm să stea curat în fața lui Dumnezeu. E acel simbol că vin câțiva oameni din sat care îl șterg cu niște cârpe umede, adică mortul să fie curat, spălat. După aceea ce-i facem? Îl îmbrăcăm, cum? Decent, că stă în fața lui Dumnezeu.
îl încălțăm, că mergem în fața lui Dumnezeu, îi punem pânza pe față, adică drumul sufletului, că merge la Dumnezeu, îi punem lângă el ce? Dacă are insigne, însemne, ce a mai avut el, Domnule, să-l vadă Dumnezeu că a fost o persoană importantă. Deci toate acestea se păstrează și dacă mergem în Valea Regilor, care păgânii egipteni erau mult mai departe de ceea ce numim noi creștinismul de astăzi și găsim acele mumii în care ei, nu prin credință, omul nu putrezea, ci îmbălsămau în mod serios. Făcea o gaură în cap și extragea creierul și băga anumite aromate, scotea intestinele din el și îl umplea cu cârpe și îl umplea de tot felul de rășini aromate, îl învelea în tot felul de veșminte aromate și îl punea în mormânt și noi găsim astăzi aceste mumii. Am văzut chiar la Ermitaj în Petersburg, când am fost, mumii originale cum arată. Deci un om care spui că ar fi, se vede că ei nu seamănă cu sfinții, telemoaște, n-are nicio treabă, dar se vede trupul întreg cu carnea uscată, transformată, conservată, rămas așa ca o scorbură de copac uscată în forma originală și, de fapt, ce era aceasta? Era lupta pentru nemurirea și veșnicia omului, de a rămâne în veșnicie. Ei, lucrul ăsta, v-am spus, îl găsim la toate popoarele. Nu există popor care să nu aibă cultul morților, indiferent de credința lui. Și atunci, necesitatea trupului, necesitatea existenței trupului la noi, la creștini, este tocmai continuarea pe mai departe de lucrare a lui Dumnezeu în om până la întâlnirea cu el, până la judecata particulară, până la judecata finală. În clipa în care noi incinerăm trupul, aducem un fel de ofensă lui Dumnezeu, pentru că călcăm cel mai elementar percept din Sfânta Scriptură. Pământ ești, în pământ vei merge. Deci, vrând nevrând, călcăm aceasta. Când este admis și când nu este admis? Închipuiți-vă că trăim dramele războaielor. Cine stătea în vremea unui război să ia un trup să-l prohodească, cine stătea să ia un trup să-l pregătească de înmormântare? Să făcea acea imensă groapă comună, se puneau toate trupurile acolo, dacă era epidemie de ciumă, de holeră sau vreo molimă, se punea și se dădea foc și se incinera, și se dădea pământ și deasupra găseai un mausoleu sau făcut poate un cimitir al eroilor, puse criptele sau simbolul respectiv, că acolo au fost îngropați oameni. Asta este prima formă. În momentul când noi trăim în deplină libertate, vorbim de cimitire ca și monumente ale tradiției. Spune Badea Cireșan în Tezaurul Liturgic că în secolul IV se găsește pentru prima dată creștin care are cruce la cap sau cruce pe cărămidă, piatra de sub cap, ca să arate că așteaptă învierea lui Hristos prin puterea crucii lui Hristos. Ne ducem iarăși în Deuteronom și găsim scris: să ai semnul Domnului pe fruntea ta, pe pieptul tău, pe dreapta ta. Noi spunem amin pentru că de acum plecăm în veșnicie, de aceea e semnul crucii. Îi spune în Apocalipsă semnul tau, că îngerul va însemna pe cei aleși cu tau, care înseamnă semn divin. Vine tot de la Sfânta Cruce. Mergem la următoarea idee. În momentul în care vorbim de trupul incinerat, noi vorbim de un divorț, dacă vreți, asta într-un termen impropriu, între suflet și trup. Sufletul va trebui să se întoarcă în ziua judecății la trupul pe care l-a avut în momentul în care eu pun trupul în mormânt, în cultul credinței creștine, ce spun? Se pecetlește groapa aceasta în numele Tatălui, amin, a Fiului, amin, a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci veci, amin. Cine este prezent lângă groapă când eu ca preot fac lucrul ăsta la un creștin? Îngerul lui păzitor, care ia sufletul și îl duce prin vămile văzduhului la